Ce faci? Zeițo. Ula la ce bine arăți, cum te cheamă? Pupate așa toată, cum te cheamă? Stropinela, patini? Oa, stropinela, nu vrei să mă stropești pe mine un pic aici pe piept? Pe mine Loli, nebunul. Mâncați așa țâțile alea tale, stropinelo. Nu mai bine mă stropești tu pe mine cu o limbă. Oai, mamă, cum să nu mă bag acolo la fofârlic? Ce mă face la fofârlic, ai floci? Dacă ai și floci, vii. I-am dat jos, dacă știam, îi lăsam pentru tine. Oai, lasă că îi bag eu în gură și așa. Nu-i problemă, nu mă trezi, fără floci cu floci. A, să vină numai, să vină savarina, fără calorii. Merge. De unde ești tropinelor? De ce s-a întâmplat cu dantura ta? A venit zâna măsăluță. De acolo, de unde? Plata. Plata și n-am avut să-i dau atunci banii. N-am avut bani atunci, așa a rămas. Dar nu-i problemă. Și ai luat un gură de la 11 metri. A venit cu patentul să moară familia mea, dă-te mint. A venit zâna măsăluță așa, zic, ia extracție de aici și îmi dai tu mai încolo banii și ți-l pun la loc. De unde ești? Bacău. Oh, ce îmi place, acolo de la Jador ești tu. Mă place și acolo, am mai fost. Dar ce țăți ai da, viața? Câți ani ai? 19. N-ai tu 19 niciodată. N-ai niciodată 19, asta e minciună. Eu știu, mă. Dacă te dai. Cât îți dau? Îți dau până ți-am țățucile așa. Ui! Atât îți dau. Mai mult de 15 minute, promit. Ești interminat. Mie nu-mi plac de ăștia scurți în bandă. Păi am zis mai mult de 15 minute. Aia nu-i scurt în bandă? Ba da. Păi poți să fie 3 ore mai mult de 15 minute. Eu vreau mult mai mult. Nu de ăștia care... Cât vrei? Cât? Numai pipă și dă domnul din labă. Oh, dar cum îți plac bărbații? Mai cu muș, mai stăbuți, cum îți plac? Cu p***are. Măi, nimeni ca și bile, mamă. Oh. Am tuning. Perfect, merge banda. Merge banda. Merge. Oa, mâncați așa țâțile alea tale, din Cluj. Man, nu, ca... Am o ibelită. Perfect. Nu-i belită încă, da? Dar o bele să mor eu. Mai stau 15 minute ce dă vorbă cu tine și să facem măciuc. Deja m-am încălzit să mor eu. Deci am luat căldurile. Maică, îți fleașcă la p***. Măi, copile, ai rupt tricoul. M-am încălzit, maică, deja m-am luat cu transpirație, deja... S-a dus sângele în instalație și încep să bolunzăsc. Mi-am dat seama. Oh, mâncat. S-a dus în instalație, s-a dus și aici. Îs mai mari țâțile mele ca tale. Lasă-l prin mâncața și talentul tău, astea sunt ce să pot să fac, că e de la mama natură. Asta a fost așa, să mi le arăți, să le comparăm, cică. Noi le comparăm țâțile aici. Am eu cântat pentru țâțile tale, uite aici. În lipsă, le trag așa, știi, sfârcul, ți-l bag aici, pe dintele lipsă. Ca pe biberon. Mă, ești cam obraznic. Ai bărbat, sunt pervers un pic eu așa. Mă apucă, nebunie. Să vedi. Ai bărbat. Ai făcut ceva cu nas? Uaui, zaui! Un pic. Bravo. Un pic așa la joacă, la antrenament, știi tu. Și eu sunt pe acolo și îmi place. Și-a urma cu ditat. Și cu bine să fie șaurma, a? Nu mai contează, merge banda. Să meargă viața mea, să meargă. Când vii la Cluj? Să schiem, să ne dăm cu schiuri la Cluj, e foarte frumos de schiat. E zăpadă? Destul de multă, nu știu. Eu zic că da, pentru unul ca mine, mie mi-ajunge. La tine s-a înfundat și nasul de atâta zăpadă. E adevărat? Nu, că am și pe ei de nas. Câteodată mi-am pus și pe eu de nas și trag cu el așa. Eu zic sincer, eu cu asta mă ocup. Cum te cheamă? Iulian. Pe tine? Bună, Iulian. Natasha. Chiar te cheamă Natasha? Nume de rusoi, că mă pace. Dar sunt un pic mai diferit. Bravo, mâncați așa talent. Fac și un pic de treabă pe aici, pe România, că na. Știi tu cum aici e mai greu să procuri. Trebuie să te descurci, că asta e viața. Trebuie să mergi înainte, cu peptul ăla tău așa în față.
Absolut, oh, cu țâțile alea tale în fața mea să fie. Să nu mai văd nimic, ca să mă duc în față fără să văd, mă, așa să fie țâțile aici. Pe termopanele mele. M-am beșit, gnaros. O scăpat. De fericire. Da, e normal. Oh, de capul meu. Și tu ești acolo în Germania? Dar ce muncești acolo? Oh, păi și în România nu-i mai bine acolo? De ce trebuie să mergi până în Germania? Că să mor eu dacă nu te-aș lua numai pentru mine. E mai frumoasă viața. Oh, e frumos ar fi aici lângă mine să mor eu să-mi țin caldă. Ai rece, da, mă, aici. Știu, da. Trebuie să pun... E frig, nu? Da, e frig și m-aș încălzi și eu. Și n-ai cu tine. Și un pic de lapte de mamă ce mi-ar place mie. Ui! Bun, ar fi direct de la sursă. Te-am pupat. Unde? Dă cu deștul. Unde mă pui? Unde vrei tu, dă cu deștul. Nu dau cu deștul până nu mă dau țâță, să mor eu. Nu, că mea nebunile. Până nu mă dau țâță, nu mă duc. Mă duc, ce să mă... Ești drăguță tare, cum te cheamă? N-ai mâncat? Da! Raluca! Ce pansament? Ce faceți, măi? Ce să facem, măi? Ce faci și tu, cred eu? Nu cred că faceți ce fac eu. Niciodată, că n-aveți cum. Vezi la alt nivel. Păi nu. Nu credem. Nu. 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 Am zis că e prea valoare și n-avem cum. Normal, frățiorul meu, mă bucur că recunoști. Cum vă cheamă? Te cunosc, așa că nu cunoaște efectul ăsta, să te cunosc. Nu ești prost, nu ești prost. Ești prostuț, maxim, maxim prost. Nu, păi nu trebuie să mă ține, dar eu așa în rest sunt bun. Mai să trec niște tare pe mine, să nu mă stric. Așa sunt bun, n-ai treabă cu mine. Nu te prea. Ce zic? Nu te știu nici eu. Bagă un pic microfonul în gură. Bagă un pic microfonul în gură că nu te prea aud. Nu am cum să te încurc cu asta, crede-mă cum e. Dacă aveam și o lipsă din gard, poate intra microfonul, dar așa nu pot. Bagă-l în cură atunci avere dacă nu intră în gură. Dar spune și mie să mă duc în pădurare, să mă să-ți bată joc de toate crengile tale. N-aud. Nu te aud, mă, vere, să mor eu dacă n-ai microfon foarte prost. Mă, bine, dar zi-mi și mie ce pădurare a lăsat să-și bată joc de dinții tăi și pe care ai dat un pădurar cu o drujbă la zi. Ți-a lăsat doar cioate prin gură. Zâna, mă, Măsăluță, a venit și mi l-a ciordit, dar să mor eu dacă nu, mă duc după ea și o fac o cuțităz. O cuțităz pe zâna, Măsăluță, și nifa. Auzi, am oprit muzica, să zic ție ceva. Auzi, rău. Pune mă că te pune-l înapoi că te tai și după ai să plângi că curge sânge. Îți spune frate tău, că vezi rost. Eu nu-ți mai onezez să mă tai. Ce ți-a zis-o pe asta, dai lins-o. Nu știu că te-ai lipit pe tine și dat-o așa, dar cum ai să mor? Vezi că cum ai stat, mă? Ce? Stai că cred că au pământ în spunețele mele. Stai că cred că aveau pământ în ele, că n-au zam. Ce bei acolo? Vre, dacă crezi că ai vrăjeală, ești rău, ești expirat. N-ai nimic, n-ai două vorbe bune, ești nebun. Îți prinzi degetele cu tine, vorbești mult. Îmi prinzi degetele cu tine? În tine, mai mult vere. În tine, le prind la prostată, mă agăț. Nu fac așa, degeții. Deci, de obicei, în viața de zi cu zi, port cu toc în față. Dar intri pe aplicația asta, XY, ce faci tu în zi? Ce faci tu în viață de zi cu zi? Eu în viață de zi cu zi? Da, ce faci tu? Am câte 20-30 pe zi, ca tine care mi-aduc... Știi ce zic? Câți ai mai văzut în viața ta ca mine? Cât te sparg cu bătaia, băi, omul? Luați, răi, păi așa-i fac! Și le învăț, bă, voi nu faceți, voi sunteți învățați să muriți, eu așa le învăț. Și cu asta cred. Bă, că-ți zboc, ce altruiesc imediat. Că-ți bag până pe piele acolo. Îți trec cremă de galbenele. Hai că te iau la mine aici să mă rea. Am grijă, îți dau 1000 pe lună. Să ce? Să te f***? Îți dau 1000 pe lună aici. Nu, mai stai și tu pe lângă mine așa. Că mă arăți bine. Eu-s gras. Uite să mă arăt familia ta dacă nu vezi. Zic ta la mine. Eu-s gras. Zici că ai papanașul loc de țuții. Zici că ai papanaș aici. Ești pe lângă mine. Bine mă, frățior, hai că vorbim mai acolo, că am o treabă acum. Da, Cosmine, vine acum. Hai că am o intervenție, ceau.
Aoleu, ce femei premium acolo ai, vreidișor, nu dai și mie una? Ce place, Doriane? Oh, respecte, respecte. Oh, bine, uite aici, și-o l-a agățat un pic. Însă voastre, mă, iubitele voastre? No, troll. Oh. Și-o am vrut să zic că da, dar le-am zis că nu. Când m-au văzut, îți dai seama, verișor, te-ai dus. Veni? Stai un pic, ascultă-mă, arată-le brandul. Fetelor, uitați aici, locomotiva. Dar ce fac acolo, mă, una peste alta, mâncava și tot? Dar haideți peste tati, haideți la tati, nu mai stați așa, că... Vă bag eu la flutura și acolo ceva bine. Ceva bine cu... Da, cu un pic de biluțe, e live. Te pup, frățioare, te pup. Ce va salut? Respect, bă, ce faci? Păi... Ești vlogger? Stai două minute, că mai... Că nu mă așteptam. Deci eu ți-am dat... La... Crede-mă că ți-am dat like la fiecare clip. Și ești tare rău. Și eu stup sportul, sportul, te susțin în chestia asta cu văd sportul. Văd că ai acolo aparate în spate, am crezut prima oară că îți dă f***, aparate de f***, să ții pe femeia așa să le f***. Merge, am văzut eu într-un film, nu mai știu cum îi zicea. Știu ce zici. Văd că le cam schimb personajele, acum ești femeie, acum ești pompi. Acum ești femeie, acum ești bărbat, acum ești șterb, acum ești polițist. Bă, da, am văzut vlogul. Numai polițist n-am fost încă. Bă, aia a fost tare, am văzut faza aia unde ai făcut ăla, te-ai făcut femeie, mi-a plăcut faza că te-a așteptat omul și când a realizat cât de făcut ești... Era târziu, era târziu când am venit eu. Da, vijai unde? Vijai, nu știu, l-a agățat, poate era f***is, eu încă n-am prins femei să le f***i o vere. Am prins una din Germania. O, ce țâți avea să mor eu. Așa ni, Meloni. Altceva. Îmi place ăia. Te cred. M-aș fi dat o tură. Poți să fac un screen dacă nu te superi? Mă bucur că am dat din. Practic, stai așa. Ce să mai niște dinți de... Ce să mai așa screen nu mai făcut nimeni dacă mă f*** mama în gură. Dar cu sala, acum mai ai timp de sală, mai poți să faci sală. Mă, bineînțeles, ce acum? Ce crezi, că mă las eu de sală vreodată? Niciodată, frate, aia e treaba. Mai bine nu f*** și mă duc la sală, mai bine nu f***. Clar, jur. Nu că n-aș avea ce. Mai bine nu f***, că de-aia sunt mentenanță acum. Măcar alea nu zică prea puțin, a? Exact. Alea nu te judecă. Nu mă judecă niciodată. De bun, frățior, mă bag să găsesc o găoace, să bag și o strobeleagă. Okay. Haules. Auleu, ce mă poace. Viața mea, ce faci, Rapunzel? Ce ești tu? Mi-a fost dor de tine. Și mie de tine, ce faci? De când ne-am văzut, au la bătaie, mi-au scos ăștia un dinti. Tu dă-ți markerul la jos, ai nu mai cu ce să scrii după aia, șterge-te. Om în toată firea, îți pui culori pe dinți. Dar e rimel. Irimel, să duci. Dă-i tu că știu că te-ai dat cu marcă, șterge-te, ferească. Mai ce-mi place de tine, o fac ce vrei pentru tine viața, mă dezbrac, mă îmbrac, mă, dacă mi-l bașă în cur. Nu, tu nu trebuie să te dezbraci. Tu poți să fii normal cu mine, că mi-e așa îmi place să fii normal, nu așa e, să faci pe... Pe loli nebun, ok, îți normal, gata, nu mai, îți normal cu tine. Aiurea, nu pot să stau serioasă când te văd cu sprânceana aia. Să știi dintre, lasă că lăsăm așa de efect, oricum tu știi cine-s, nici n-are rost să, știi, noi da. Vorbim normal și te prefaci că astea nu sunt aici, ești dintre și spun ceara nu sunt aici, noi suntem normali, cică, ca idee, ce mai faci? Ce faci? Păi noi, uite, cum? Vorbim deodată, uite mă, cine ne sincronizăm, suntem cam pe aceeași undă. Tu, destinul. Destinul, să mor eu, dar nu te mai aduce destinul ăsta la Cluj? Ba da. Cu primul tren, hă? Da, când vrei tu, atunci vin. Bă, da, frumos ești, dar de ce cu mine niciodată nu stai cu toată fața? Numai cu jumătate. Aerea, tu știi de ce? Că știu că tu... Băi, am văzut live pe ăsta pe YouTube, m-am uitat la el. Păi da, mă, dar eu te-am văzut oricum acum, deci fii atent că eu, după ce te-mi live, eu pot să pun pauză la ecran și să mă uit exact, că tu erai așa, bă, erai acolo, așteptai un bărbat fatal și ghiși cine a venit, loli nebunul. Nu, tu, că nu trebuie să aștept bărbat fatal, că mă uit în oglindă și eu sunt. Tu ești bărbatul fatal? Să nu-mi zici că eu până acum am vorbit cu...
Ai ciucuri. Nu, tu, dar mi-am luat și o mustață astăzi, în caz că nu se observă, m-am pensat Păi nu se alea. observă, dar acum îmi place că văd pe partea asta altă. De obicei era pe partea cealaltă telefon, numai partea aia să vedem. Da, asta e aici cu alunița aia, mai bine, știi? Cu alunița. Mâncai veverița?